Cheburașca, cheburașca. Fetițele săreau în jurul unei fetițe de vreo cinci ani, o arătau cu degetul și o trăgeau de codițe, iar ea, așezată și cu mâinile la urechi, plângea. Ce se întâmplă aici? Iar tu? Una dintre educatoarele orfelinatului a apucat fetița de păr și a ridicat-o în picioare cu un gest brusc. Nu e vina mea. Nu e vina mea. Ele au făcut asta plângea fetița, arătând cu degetul spre cele care o supărau. Bine, bine, sigur. Anna Mihailovna, așa o chema pe educatoare, a prins fetița de mână și a tras-o spre cămară. Așa îi pedepseau pe toți copiii care greșeau, lăsându-i închiși fără lumină pentru câteva ore, în funcție de severitatea pedepsei. Ecaterina, așa o chema pe fetiță, se opunea cu picioarele și își trăgea mâinile înapoi, Așa că au trebuit aproape să o tărască pe coridor. Uite la ea, ce obraznică! O să stai aici până dimineață. Anna a deschis ușa și a aruncat fetița în camera întunecată. Stai aici și gândește-te la comportamentul tău. Ușa s-a închis cu zgomot, iar Ecaterina a rămas singură în întuneric. Era pentru a șaptea oară când se afla în acest dulap. Prima dată a fost foarte înfricoșător. A bătut în ușa închisă, a strigat și și-a chemat mama. Dar mama nu a venit și nici nu va mai veni. Mama ei a murit, iar tată nu a avut niciodată. Deși, înainte de a ajunge la orfelinat, Ecaterina credea că tatăl ei lucrează pe un vas și călătorește pe diferite mări, chiar îi trimitea cadouri. Dar directoarea orfelinatului i-a spulberat iluziile copilărești spunându-i că nu are tată și că tot ce primea de la el era cumpărat de mama ei. Data următoare când a ajuns în acea cameră, Ecaterina nu se mai temea, stătea într-un colț și își amintea de mâinile tandre ale mamei. De fiecare dată când mama o culca, o mângâia pe păr și îi spunea povești. Cu jumătate de an în urmă, trezindu-se în mijlocul nopții, Ecaterina, care avea cinci ani, și-a chemat mama, care dormea în camera alăturată. Fetița voia să bea apă, dar mama nu răspundea. Ecaterina a coborât din pat și, desculță, s-a dus în camera mamei. Mamă! Mamă! Copilul trecea de mâna rece a mamei. Haide, mamă! Mamă, trezește-te! Dar mama nu se trezea. Atunci Ecaterina s-a băgat sub plapumă lângă mama și a dormit acolo iar când mama nu s-a trezit dimineața, s-a dus la vecina baba Niura, care o lua adesea de la grădiniță când mama întârzie la serviciu. Baba Niura era foarte bună, întotdeauna o trata cu bomboane de ciocolată și o lăsa să se uite la desene animate până când venea mama ei. Baba Niura, mi-e foame, a mormăit Caterina când vecina a deschis ușa. Ce faci, drăguțo? Unde e mama? Ea doarme, am chemat-o, dar nu se trezește. Hai să vedem. Acum, după atâția ani, Ecaterina știa că mamei îi se rupsese un cheag de sânge. A murit liniștită în somn, fără să apuce să se trezească. Atunci, fetiței de cinci ani i-au spus doar că mama ei, ca o prințesă adormită, a adormit și nu se va mai trezi. Baba Niura a luat-o pe fetiță la ea, dar după câteva zile au venit de la protecția copilului și au dus-o la orfelinat. La rubrica tată, în dosarul Ecaterinei, era o linie, nimeni nu știa cine este și unde să-l găsească, și dacă merită să-l caute. Mama Ecaterinei, Anastasia Igorievna, s-a mutat aici cu patru ani în urmă. Ecaterina abia împlinise un an, așa că nimeni nu știa prea multe despre ea. Ea însă și nu povestea. În această casă, apartamente erau adesea închiriate, așa că vecinii nu se prea interesau unii de alții. Singura care ar fi putut spune ceva despre familie era baba Niura, dar nici ea nu știa prea multe. Așa a ajuns fetița la orfelinat, unde nu a fost deloc îndrăgită din cauza tăceriei. Nu comunica cu nimeni, nu vorbea, iar când la cine o fetiță s-a apropiat de ea să se cunoască, Ecaterina s-a băgat sub masă și a stat acolo până când una dintre educatoare a venit și a scos-o de acolo. Pentru că Ecaterina se ascundea mereu, i-au pus porec la cheburașca. Ecaterina nu înțelegea nici acum de ce îi se spune așa, probabil pentru că și pe acela l-au scos dintr-o cutie. În general, Ecaterina era un copil sociabil, foarte dezvoltat pentru vârsta ei, învăța repede și știa deja să citească dar după moartea mamei s-a închis complet în ea, a încetat să asculte adulții și, dacă nu-i plăcea ceva, se ascundea sub masă sau pat. Anna Mihailovna nu o plăcea deloc și o certa, o pedepsea și o trăgea de păr. Ecaterina se îmbrăca prea încet, își făcea patul prost, mânca puțin sau, invers, întotdeauna se găsea un motiv să fie certată sau pedepsită. Prima dată a fost pedepsită pentru că a luat cu ea în dormitor o bucată de pâine de la cină și a ascuns-o sub pernă. Desigur, fetele au spus imediat. A doua oară, pentru o rochie ruptă. Nu i-a rupt-o, Irca a tras de rochie. Ele iarăși o bat șocoreau. Ecaterina voia, ca de obicei, să se ascundă de cuvintele jignitoare. Irca a prins-o din spate încercând să o oprească rochea s-a rupt în cusături. Nasturii au zburat în toate direcțiile. A treia oară, pentru că a fugit pe coridor în timpul orelor, încercând să scape de agresori. Și acum stă iarăși în întuneric de plin. Ce, ați făcut iarăși prostii? Și cine e aici? Ușile au scârțit și în prag a apărut capul îngrijitoarei Polina Stepanovna. Ecaterina a închis ochii la lumina puternică, după câteva ore, ochii ei se obișnuiseră cu întunericul. Ecaterina, iar tu? Ești sărmana mea! Hai, vino, te voi hrăni cu prânzul, probabil ești flămândă! Ecaterina a dat din cap și s-a lipit de piciorul Polinei Stepanovna. Îi amintea mult de baba Niura, era singura persoană bună din această instituție și, probabil, acum, din întreaga lume. Ecaterina stătea în bucătărie în spatele geamului, unde copiii nu aveau voie să intre, și înfuleca a doua porție de ciorbă de varză. Numai să nu spui nimănui ce s-a întâmplat aici, altfel vom fi pedepsite amândouă. Bine? Ecaterina a dat din cap și a îmbrățișat-o pe gât pe buna îngrijitoare. Gata, nu te linguși, nu e voie. Fuci acum! Exact acest cuvânt nu e voie, o Ecaterina l-a ținut minte toată viața. Nu e voie să râzi tare. Nu e voie să plângi. Nu e voie să vorbești tare. Nu e voie să alergi. Nu e permis să vorbești prima, să cânți, să dansezi, să te joci când vrei. Erau foarte multe, ți dar și multe obligații. Și foarte, foarte puține bucurii. Unii copii erau adoptați în familii. În zilele de vizită, toți se îmbrăcau frumos și zâmbeau unii altora și, poate, viitorilor părinți. Ecaterina, în astfel de zile, se ascundea sub pat, iar dacă era scoasă de acolo, arăta ca un sălbatic printre ceilalți copii. Îi era greu la orfelinat, deși nu avea relații bune nici cu colegii, nici cu educatoarele. Învăța bine participa la cursuri suplimentare de engleză și literatură, mergea la dansuri și canto. De fapt, era una dintre cele mai bune eleve. Și dacă ar fi avut un caracter mai docil, probabil că s-ar fi înțeles bine și cu ceilalți copii și cu profesorii. Singura alinare a fost Polina Stepanovna. Ea însă și nu înțelegea de ce Caterina îi era atât de dragă, dar a luat-o sub aripa ei și nu a lăsat-o să fie supărată o hrănea cu dulciuri pe ascuns și uneori o lua acasă în weekenduri. Polina Stepanovna locuia singură, soțul ei, Fiodor, murise cu zece ani în urmă, nu aveau copii, așa că ea s-a angajat ca îngrijitoare la orfelinat. Dacă pentru Ecaterina ea devenise singura persoană apropiată cu care își putea împărtăși bucuriile și supărările copilăriei, pentru femeia în vârstă Ecaterina devenise o persoană la fel de dragă căreia dorea să-i ofere grijă și dragoste. Ea chiar voia să o adopte pe fetiță, dar s-a dovedit că nu se încadra în criteriile de vârstă și statut familial, așa că a renunțat la idee, hotărând că va putea avea grijă de Ecaterina și în cadrul orfelinatului. Ani au trecut, Ecaterina a devenit mai înțeleaptă, nu se mai certa cu profesorii, zâmbea mereu la tachinările colegilor și nu le băga în seamă. Trăia și învăța cu un singur gând, să plece din acest loc și să nu se mai întoarcă niciodată. Cu câteva zile înainte de a 18 ani, Polina Stepanovna a murit. Nu a venit la muncă, nici a doua zi, și abia în a treia zi Caterina a aflat că Bona nu mai era. A fost un șoc puternic, probabil chiar mai mare decât moartea mamei. Cu timpul, imaginea mamei s-a șters din memorie, Rămânând doar amintirea mirosului mâinilor ei bălânde, și nimic mai mult. Ecaterina nu a arătat cât de greu a fost să suporte moartea îngrijitoarei. Toți știau că Polina Stepanovna avea grijă de Ecaterina și că aceasta îi răspundea cu dragoste. Directoarea a permis chiar să meargă la înmormântare împreună cu personalul și să o conducă pe Polina Stepanovna pe ultimul drum. După ce am plinit 18 ani, Ecaterina putea primi o cameră într-un cămin, dar nu se aștepta ca directoarea să-i ofere cheile unui apartament și un plic gros cu bani. Nu te uita așa la mine. Asta e de la Polina Stepanovna. Tot ce avea, ți-a lăsat ție. Și da, ține. Directoarea a scos o cutie mică și i-a întins-o fetei. Asta e tot ce ți-a rămas de la mama ta. Semnează aici că ai primit totul. Ecaterina privea în tăcere cutia sculptată, deci avea lucruri de la mama ei, iar ea nici măcar nu știa. Cu mâinile tremurânde, a luat stiloul, a semnat, a luat cheile și plicul cu bani, pachetul de documente și, fără să și-a rămas bun, a ieșit din birou, hotărâtă să nu se mai întoarcă niciodată. Știa foarte bine adresa bonei ei, de fapt, acum a ei. În mâini, în afară de o geantă mică cu lucruri modeste, nu avea nimic. Și de aceea Ecaterina a decis să meargă pe jos câteva stații și, dacă obosea prea tare, să ia autobuzul pentru restul drumului. A terminat liceul cu excelență, avea o medalie de aur și voia foarte mult să intre la medicină. A depus cereri la mai multe universității și toate au invitat-o, desigur, Ecaterina a ales medicina dar nu a fost atât de simplu Deși nu i se putea refuza admiterea ca orfană, nu intenționau să o țină mult pe locurile bugetate. Și după primul semestru, fără nicio aluzie, i s-a spus direct cât va costa studiul ei. Ecaterina nu avea acești bani. Primea o bursă mică și lucra ca spălătoare de vase într-o cafenea de vizavi de casa ei. Și dacă Ecaterina visa să devină un chirurg remarcabil, Visul s-a izbit de realitate și s-a transferat la un curs de asistente medicale, care era mult mai ieftin. Nu, visul a rămas tot un vis. Doar că Ecaterina a decis că va învăța, dar după ce va deveni asistentă medicală și va câștiga ceva bani. În al doilea an de facultate, Ecaterina s-a angajat ca infirmieră într-un spital regional. Da. Nu visa să curețe după pacienții grav bolnavi sau să șteargă voma după un alt pacient, dar aici plăteau mai bine decât la cafenea și existau șanse ca spitalul, văzând în ea un medic promițător, să plătească pentru studiile ei. Cel puțin, Ecaterina auzise de astfel de cazuri și nu voia să rateze nici cea mai mică șansă de a-și realiza visul. Era o muncă grea. Pentru o fată fragilă, era aproape insuportabilă. O femeie grasă, cu fața umflată și mâinile roșii a avertizat-o. Să știi, dacă fuci înainte de a termina perioada de probă, rămâi fără un ban. Ai înțeles? Ecaterina a dat din cap afirmativ și a semnat contractul de muncă. Era și femeie de serviciu și asistentă medicală junior, dar acesta era primul pas, iar ea intenționa să urce mai sus și mai sus. Gata cu odihna. Asistenta șefă Vera stătea lângă Ecaterina, care tocmai terminase de spălat podeaua în camera asistentelor și își ștergea sudoarea de pe frunte. Avem un pacient greu în salonul VIP. Dute, fă patul și verifică frigiderul, să nu fi rămas ceva de la fostul pacient. Da, desigur. Ecaterina și-a schimbat halatul, a luat căruciorul și-a pornit pe coridor. Unde ați fost? în pragul salonului a întâmpinat o fată frumoasă, îngrijită, supărată și nervoasă. Dima o să fie adus în orice moment. Și patul nici măcar nu e pregătit. Și acestea sunt servicii plătite? Ecaterina i-a zâmbit cu scuze, a făcut repede patul, a verificat frigiderul și, asigurându-se că este curat, a ieșit din salon. Ferește-te! a fost aproape lovită de targa pe care era pacientul. Doi brancardieri neexperimentați nu reușeau să o introducă în salon. Ecaterina s-a oferit să ajute și, în mai puțin de un minut, Dimanichitin era întins pe pat. Doamne, ce stați acolo? Fata s-a întors spre Ecaterina, întrebând când vine medicul. El vine imediat. Ecaterina s-a întors și a ieșit din salon, avea multe alte lucruri de făcut, iar supravegherea stării pacienților nu făcea parte din atribuțiile ei. În cinci minute, Ecaterina uitase complet de pacientul VIP, fiind complet absorbită de munca de rutină. Reușea să bine studiile și munca și nu intenționa să renunțe la niciuna dintre ele. Trebuie spus că Ecaterina, dintr-o mică rebelă, a crescut într-o fată frumoasă și inteligentă, perfect stăpână pe sine și știind ce vrea de la viață. Două codițe neîngrijite, de culoare a s-au transformat în păr lung până la talie. Ochii versi, mereu neîncrezători și strălucitori de furie și lacrimi neplânse, au devenit ochi superbi de culoarea smaraldului în lumina soarelui. Calmi, dar, din păcate, întotdeauna triști. Imaginea generală era completată de un zâmbet cu dinți albi încadrați de buze ușor umflate, roșii, un piept înalt și o talie subțire, atât de subțire încât părea că poate fi cuprinsă cu mâinile. De fapt, Ecaterina era o copie fidelă a mamei ei. Atunci, în biroul directoarei orfelinatului, a primit în mâini cel mai prețios lucru din lume, lucrurile mamei. Acolo erau câteva fotografii ale mamei cu ea în brațe. Mama zâmbea mereu în ele. Ecaterina nu-și-o amintea deloc și nu avea pe cine întreba. În partea de jos a cutiei, sub fotografii, era un inel de argint cu o piatră verde, foarte frumos. Asta era tot ce era în acea cutie. Cele mai prețioase amintiri. Ecaterina nici măcar nu deschidea prea des cutia. I se părea că de fiecare dată când o deschidea, mirosul mamei se evapora. Iar cutia mirosea exact aia. Ecaterina, ascultă, poți să mă înlocuiești la salonul VIP. Ia cel pacient nou, cel în comă. Astăzi trebuie să-l speli și să-i faci masaj. Dar tu? Și dacă ne văd? Nu e calificarea mea. Lasă, toată lumea știe că tu faci asta mai bine decât toate asistentele dar te-aș ruga doar pentru că e ziua fiicei mele și plătesc bine acolo. Într-o oră vei câștiga cât pentru o zi. Acesta era un argument foarte convingător. Ecaterina a acceptat fără să stea pe gânduri. Numai să nu spui că tu m-ai rugat. Desigur, mulțumesc, Ecaterina. Ecaterina și-a scos halatul de infirmieră și s-a îmbrăcat ca asistentă medicală. De fapt, Combina aceste două funcții, dar secția VIP nu era în competența ei. A încărcat toate cele necesare în cărucior și a mers la lift. Pe pat era același bărbat care fusese internat cu câteva zile în urmă. Era conectat la un ventilator mecanic, cu mâinile sub perfuzi care îi furnizeau nutrienții necesari. Fetele, probabil fiicele lui, judecând după diferența de vârstă, nu era un salon. Era mai bine așa, oricum ar fi trebuit să iasă. Ecaterina a coborât secțiunea inferioară a patului, a scos buretele, spuma și șervețelele și a început procedurile. Apoi, cu ajutorul unei perne gonflabile speciale, i-a spălat părul pacientului, i-a curățat dinții, în general, tot ce prevedea regulamentul pentru astfel de pacienți. După ce a terminat cu igiena, a început masajul nu a observat imediat că fata care o grăbise la prima întâlnire o urmărea atent. Unde este Svelana? Fata și-a ridicat sprâncenele întrebător. Bună ziua! Astăzi a cerut o înlocuire, e ziua fiicei ei. Foarte bine! Spunei că de acum înainte te vei ocupa tu de Dima. Ce? Te rog! S-a învoit doar o dată. Dacă conducerea află că ceva nu vă convine, ar putea fi concediată. Nu mă interesează asta? Stau aici de zece minute. Tu faci totul mai bine decât ea. Nu le pasă pe cine concediază și de ce. Soțul meu trebuie să aibă tot ce este mai bun. Ea a ieșit din salon și s-a întors în două minute cu asistenta șefă. Pe aceasta o vreau. Am înțeles, Inesa Vladimirovna. Ecaterina este într-adevăr cea mai potrivită pentru a avea grijă de Dima Evgenievici. Vera i-a aruncat Ecaterinei o privire plină de ură. Foarte bine! Și încă ceva. Vreau să o eliberați de orice alt pacient. Am nevoie de ea aici. Permanent. E clar? Desigur, Inesa Vladimirovna. Ecaterina este, de azi, în totalitate la dispoziția dumneavoastră. Ecaterina a stat tot timpul cu privirea în pământ, temându-se să intervină în discuție. Asistenta șefa a ieșit din salon, rugând-o pe Ecaterina să treacă pe la ea când va termina. Inesa Vladimirovna, nu pot fi aici permanent. Studiez, înțelegeți? Ce prostie! Atunci, cere o derogare. La urma urmei, pentru asta îți plătesc. Fata a scos un plic gros și l-a aruncat pe noptiera de lângă pat. Acesta este pentru o săptămână. Sper ca până atunci Dima să-și revină. Fata a oftat și a șters colțul ochiului cu un șervețel alb. Ecaterina nu a spus nimic, deși știa că o săptămână nu va fi suficientă. Pacientul ar putea rămâne în comă de la câteva ore la câțiva ani dar nu a refuzat plata. Ecaterina și-a dat seama imediat că cu acel plic putea să-și plătească un an întreg de studii. Hai, pleacă acum, te chem când va fi nevoie. Fata a făcut un gest de mână, arătând clar că discuția s-a încheiat. Ecaterina a ieșit din salon și s-a izbit direct de Vera, care evident trăgea cu urechea. Cum ai ajuns aici? M-a rugat Svelana să o înlocuiesc. Ecaterina a întâlnit privirea grea asistentei șefe direct. Bine. Lucrează, dar ține minte, toaletele și camerele de proceduri sunt responsabilitatea ta. Nu-mi pasă când vei reuși să le faci. Nu am timp să caut o nouă infirmieră. În regulă, am înțeles. Ecaterina s-a îndreptat spre camera asistentelor și s-a prăbușit pe canapea. Era bine că era rondul. Și camera era goală. A deschis cu grijă plicul și a dat seama că nu se înșelase în presupuneri. Suma din el îi permitea să plătească un an întreg de studii. A ascuns plicul în geantă și s-a uitat la butonul de apelare al salonului VIP. Trecuse o oră, două. Nimeni nu o chema. Ecaterina tocmai se pregătea să spele camera de proceduri liberă când butonul s-a aprins. Te-am așteptat un minut întreg. Îmi pare rău, dar camera asistentelor este la celălalt capăt al secției, și eu. Nu-mi pasă. El. Schimbă-i plosca. Eu plec, nu voi fi aici timp de trei zile. Sper foarte mult la o anestitatea ta. Nu vă faceți griji, voi face totul, și mi se va aduce o targă, voi putea dormi chiar în acest salon. A, da. Cu atât mai bine. Am stat aici deja mai mult decât trebuia. Fata a ieșit. Ecaterina i-a aranjat perna lui Dima Evgenievici, a scos fișa medicală și a decis să afle diagnosticul. Se pare că coma a fost rezultatul unui accident vascular cerebral, ceea ce însemna că s-ar putea să nu iasă din ea. 70% dintre astfel de pacienți mor fără să-și recapete conștiința. Deși el nu era deloc bătrân, poate va reuși să se refacă. Și reflexele parțiale erau intacte. Oh, ce păcat de astfel de oameni! Dacă îngerul său păzitor îl părăsește și coma durează mai mult, va deveni un legumă. Mă întreb dacă această doamnă va fi la fel de îngrijorată de sănătatea lui? În timpul în care Ecaterina a lucrat la spital, a văzut atâta falsitate umană, atâta durere din cauza trădărilor și inutilității personale. A avertizat liderul de an că va lipsi o săptămână și s-a apucat de îndatoririle ei. Dima Evgenievici a ieșit din coma a doua zi. Ecaterina probabil s-a bucurat cel mai mult. Vorbea cu dificultate, mai exact scotea niște sunete, dar deja mișca buzele, degetele, mâna, piciorul. Toate acestea arătau că, cu un tratament adecvat și reabilitare, avea toate șansele să se ridice pe picioare toți din spital vorbeau despre un miracol, pacientul se recupera rapid și deja a doua zi putea să bea apă din linguriță. Îi era încă greu să vorbească, dar activitatea cerebrală era normală. Tot restul era doar o chestiune de timp și îngrijire adecvată. Dima Evgenievici încerca să spună ceva. Mișca buzele și scotea sunete abia perceptibile. Ecaterina s-a ridicat de pe targă. În acea noapte, ca de obicei, dormise în salonul lui, și-a strâns halatul și s-a plecat spre pacient, încercând să înțeleagă ce voia să spună. Știu. Stiu. Nas. Stiu. Ochii lui Dima erau larg deschiși. Se uita direct la Ecaterina. Anastasia. Ați spus Anastasia? Anastasia? Bărbatul a dat din cap și a apucat mâna Ecaterinei cu o strânsoare de fier. Ea însă și nu știa de unde avea un om, mai ales unul care până ieri era la limita vieții și a morții, atâta putere. Dar el o trăgea spre el de mână și Ecaterina, fără voie, s-a supus. Te ascult, te ascult. Anastasia Bărbatul a rostit clar și i-a lăsat mâna. Ecaterina a chemat medicul șef s-a adunat un întreg consiliu. Nimeni nu se aștepta ca un pacient după un accident vascular cerebral și comă să se recupereze atât de repede. A fost prescris un plan de tratament. Desigur, au sunat-o imediat pe Inesa și i-au comunicat vestea cea bună. Inesa nu a apărut timp de patru zile. Ecaterina făcea tot ce era necesar și chiar mai mult. Îi citea ziarele pacientului, vorbea cu el, E povestea întâmplării amuzante din viața spitalului. Era permanent sub supraveghere. Masaje, proceduri fizioterapeutice, logoped, defectolog. Era important să înceapă tratamentul imediat și să nu piardă niciun minut. Își găsea timp și pentru munca de infirmieră, în timp ce Dima Evgenievici era ocupat cu alți medici. Știa foarte bine că dacă ar neglija cererea verei, ar pierde această slujbă imediat ce ar deveni inutilă pentru Dima Evgenievici. Ecaterina tocmai termina curățenia în camera de proceduri când a văzut-o pe Inesa în cadrul ușii, grăbindu-se evident pe coridor. Ecaterina voia foarte mult să vorbească cu ea. Medicul șef, căruia îi transmitea zilnic informațiile medicale, nu ar asculta o simplă asistentă. Rămânea doar să îi comunice totul soției lui deși Caterina încă nu putea să creadă că aceasta era soția lui. Putea să-i fie fică. Și ea va face totul pentru soțul ei. Ecaterina și-a scos repede mânușile, și-a spălat mâinile și-a ieșit în coridor după Inesa. Cum de se mișcă atât de repede pe tocuri așa înalte? A murmurat Ecaterina și a mers în direcția în care, după părerea ei, se îndrepta Inesa. Trecând pe lângă biroul medicului șef, Ecaterina a încetinit pasul. Acolo, pe tonuri ridicate, aproape țipând de indignare, vorbea Inesa Vladimirovna. Ce naiba? De ce plătesc atâția bani? Am nevoie să fie declarat incompetent. Pacientul se îndreaptă spre recuperare. În câteva săptămâni, vom putea să-l trimitem acasă. Vom atașa o asistentă medicală care să vă ajute în reabilitarea lui trebuie să aveți răbdare. Este un proces foarte lung. nu trebuie asistentă. Ați spus că, chiar dacă va ieși din comă, nu va putea nici măcar să meargă, să vorbească sau să gândească. S-a întâmplat un miracol, fiind afectată doar partea inițială a cortexului cerebral. Nu-mi pasă. A țipat Inesa. Ar fi trebuit să fie un legumă și noi am convenit asupra asta. Inesa Vladimirovna, nu voi încălca legea. Soțul dumneavoastră este conștient și voi face tot ce-mi stă în putință ca să se însănătoșească. Nu înțelegeți? Totul era lăsat mie prin testament, dar el s-a răzgândit și a rescris testamentul pe numele unei anume Anastasia. Și acum tot repet acest nume. Nu înțeleg ce vreți de la mine. Vreau, a spus Inesa, accentuând fiecare literă, să-l declarați incompetent, astfel încât ultimul testament să nu aibă valoare juridică. Nu pot face asta. Atunci nu-mi pasă ce se întâmplă cu el. Nu voi plăti pentru salon. Poate să moară aici pentru tot ce mă privește. Ecaterina n-a mai ascultat restul. S-a întors și a fugit în salonul lui Dima Evgenievici. A intrat și a încuiat ușa nu voia ca cineva să o deranjeze. Ecaterina s-a așezat pe marginea patului și a atins mâna lui Dima Evgenievici. El a simțit atingerea ei și a deschis ochii. Ochii lui erau albaștri și foarte frumoși. Dar cel mai important, erau vii. Ecaterina înțelegea perfect că el nu doar înțelegea unde se află și cine este ea, dar ar fi putut să vorbească cu ea dacă ar fi putut. Dima Cine este Anastasia? Bărbatul s-a înviorat, mișcându-și buzele, dar reușea să scoată doar sunete neinteligibile. Nu vă faceți griji, totul este în regulă. Vom încerca altfel. Ecaterina nu întreba întâmplător despre această Anastasia. Din discuția cu soția lui, înțelesese că dacă până acum toți banii după moartea lui îi reveneau ei, acum el rescrisese testamentul probabil pe numele acestei Anastasia. Ecaterina nu putea permite ca acest om să fie aruncat pe stradă dacă Inesa se retrage. Cineva trebuia să se ocupe de tratamentul și reabilitarea lui, altfel ar fi rămas un invalid pentru tot restul vieții. Dacă era măcar o șansă dintr-o sută să-i salveze viața, trebuia să o folosească. Ea voia să devină medic pentru a salva vieți. De ce să nu înceapă acum? Dacă această Anastasia era în viață, poate că, nu din dragoste, dar cel puțin pentru bani, l-ar ajuta să se pună pe picioare. Anastasia dumneavoastră este în viață? Întrebarea suna prostesc, dar cum altfel să afle? Dimaevgenievici a clipit des și și-a mișcat degetele spre dreapta și stânga. Nu știți! Bărbatul a dat din cap. Vreți să încerc să o găsesc? El a dat din nou din cap și a apucat mâna, strângându-i încheietura și dând iar din cap. Minunat! Ea locuiește în acest oraș? Nu știți! Ecaterina deja regreta că a început această discuție. Cum să găsească printre milioane de Anastasia pe cea potrivită? Poate cineva ar putea să o ajute să o găsească? Dima Evgenievici a dat din cap și a încercat să zâmbească, cel puțin buzele strâmbe indicau asta. Așteptați puțin! Ecaterina s-a ridicat de pe scaun, a scos o foaie și un pix și a scris rapid alfabetul pe întreaga pagină. Vedeți literele? Un alt da din cap. Minunat! Ecaterina era atât de încântată de idee, încât a început să zâmbiască și să miște nerăbdătoare degetul de la o literă la alta, primind răspunsuri afirmative sau negative. În cele din urmă, după aproximativ 40 de minute, a aflat că Dima Evgenievici angajase un detectiv privat. Cum să-l găsesc? Bărbatul a dat din cap spre noptiera unde se afla telefonul. De când Caterina era acolo, nu-l văzuse. Probabil Inesa l adusese azi. Pot. Alt da din cap. Cum este înregistrat în telefon? Detectiv? Alt da din cap. Ecaterina a luat telefonul, a căutat în agenda telefonică și a găsit contactul dorit. Îl voi suna, bine. În receptor s-au auzit tonuri lungi, apoi o voce masculină plăcută a salutat. Mă bucur să vă aud. Mi-au spus că sunteți în comă. Sunt foarte bucuros că vă recuperați, a spus vocea plăcută din receptor. Bună ziua! sunt asistenta medicală a lui Dima Evgenievici. El m-a rugat să vă sun. Caută pe cineva pe nume Anastasia. Spuneți lui Dima Evgenievici că am aflat ceva. Ne putem întâlni și discuta. Puteți veni la spital? După ce a primit un răspuns afirmativ, Ecaterina a dat adresa și numărul salonului și s-a îndreptat spre medicul șef. Intrați! Scuze, nu mă amintesc numele dumneavoastră. Corect, de ce să vă amintiți de personalul inferior, a gândit Caterina. Cine sunt eu aici? Am grijă de pacientul din salonul VIP. S-a întâmplat ceva? Iaroslav Vladimirovici i-a aruncat o privire interesată. Scuze, am auzit conversația dumneavoastră cu Inesa Vladimirovna. Va fi transferat din într-un alt salon? Nu, bineînțeles. Dima Evgenievici este cel mai privilegiat pacient și vom face tot posibilul să-l vindecăm. Ecaterina s-a simțit ușurată. De fapt, de ce ar fi crezut că un om atât de bogat ca Dima Evgenievici nu ar putea să-și plătească singur salonul? Scuze, nu m-am gândit. Și nici nu trebuie să gândiți, nu pentru asta sunteți angajată înțeleg că acum jucați rolul de îngrijitoare. Mergeți și lucrați, nu vă plimbați pe coridoare ascultând conversațiile altora. Scunse, din greșeală, nu am vrut. Ecaterina s-a înroșit ca un rac fiert. Mă duc. Du-te, du-te. S-a întors în salon. Pacientul dormea, răspunsurile la întrebările ei îl epuizaseră. Ecaterina s-a așezat încet pe targa ei și a așteptat vizita detectivului. După o oră, cineva a bătut la ușă. Da, intrați! În prag a apărut un tânăr frumos, unul cum Ecaterina nu mai văzuse niciodată. La institut erau doar adolescenții cu acne, printre pacienți mai erau câțiva bărbați frumoși, dar ea nu avea timp să-i observe. Eu sunt Vladimir, cred că dumneavoastră mi-ați sunat. Ecaterina a dat din cap și a întins mâna. Ecaterina, foarte plăcut. Sunt îngrijitoarea lui Dima Evgenievici. Îl putem trezi? Îmi puteți spune mie și eu îi voi transmite. Dima Evgenievici a fost de acord să primesc ajutorul tău în găsirea Anastasiei. Bine, și putem vorbi la pertu. Vladimir a zâmbit larg și a făcut cu ochiul fetei roșite pot să te servesc cu ceai în camera asistentelor. Acum nu e nimeni acolo. Este minunat, Ecaterina. Aș vrea foarte mult un ceai fierbinte. Ecaterina s-a înroșit din nou până la rădăcinile părului și a trecut pe lângă Vladimir în coridor, arătându-i drumul. Ești foarte frumoasă, a spus Vladimir, luând ceasca de ceai aromat din mâinile Ecaterinei. Și si tu ești, a spus ea, Realizând imediat ce prostii a spus. Băiatul a râs din toată inima. Și amuzantă. Bine, Ecaterina, să trecem la treabă. Dacă Dima Evgenievici îți are încredere, îți voi spune totul. Dima a apelat la agenția noastră acum o lună, căuta prima lui dragoste, Anastasia Igorevna. S-au cunoscut în liceu, s-au îndrăgostit și au fost împreună timp de patru ani apoi au început să pregătească nunta. Părinții lui Anastasia nu mai erau, iar părinții lui Dima au primit-o pe nora lor ca pe una de-a lor. Mama lui a cusut rochia de mireasă, au primit o cameră comună într-un cămin de construcții, amândoi lucrau pe șantier. El era șef de echipă, ea era tencuitoare. Învățau și lucrau, își aranjau viața și se pregăteau pentru cea mai fericită zi din viața lor. Ar fi trebuit să se întâlnească la oficiul stării civile. Nu aveau prea mulți invitați și nici bani. Așa că au decis să se căsătorească și să meargă la părinții lui Dima pentru masa festivă. Dar Mireasa nu a venit la ceremonie. Pe atunci nu existau telefoane. El a fugit prin tot orașul până la cămin, lăsându-și părinții lui ți la oficiul stării civile. Dar în camera lor, Anastasia nu era și nici lucrurile ei. Ea a dispărut fără pașaport, pe care lucrătorii de la oficiul stării civile l-au luat înainte de ceremonie pentru a schimba numele de familie al Miresei și a pune ștampila de căsătorie. A căutat-o timp de câteva luni, pe la toți cunoscuții, în vechiul apartament. La poliție i-au spus că probabil a fugit cu altcineva. Dima a suferit mult și, după un an, s-a mutat aici, la capitală, să-și facă un viitor. Și, după cum vezi, a reușit, a făcut avere de milioane. Nu s-a căsătorit niciodată, deși a avut câteva partenere. Poate că simțea că îi se va întâmpla o astfel de nenorocire, așa că m-a angajat să-i găsesc pe Anastasia lui. Stai puțin, dar cum rămâne cu inesa? Ea s-a prezentat ca fiind soția lui. Oh, cu ea e o altă poveste. Nu este soția lui, ci amanta. S-a întâmplat că el a început să o suspecteze de infidelitate și m-a angajat să investighez asta. Nu te uita așa la mine. Agenția noastră colaborează strâns cu compania lui. Verificăm toți angajații, căutăm compromisuri pentru concurenți și multe altele. Așa că am confirmat infidelitatea, iar înșela în propria lor casă cu șoferul personal. El a dat-o afară, arătându-i ușa. A schimbat testamentul. Da, și ne s a spus ceva asemănător. Ai ascultat, a râs Vladimir. Un pic. A răspuns Ecaterina, roșind din nou. Un pic este permis, pentru o cauză bună, a râs din nou Vladimir. Îi plăcea foarte mult. Bronzat sau poate doar ars de soare ochi albaștri luminoși cu riduri de la râs, păr negru, bărbie hotărâtă cu o gropță drăguță care apărea când zâmbea, un zâmbet larg care te făcea să zâmbești la rândul tău. Ea și imaginase detectivii ca niște oameni cu ochi ageri, fețe de nevăstuică. Poate că văzuse așa ceva la televizor, nu știe de unde avea acest portret. Dar el era un tip deschis și bun. Ecaterina îl privea pe furși, ascultând povestea vieții lui Dima Evgenievici. După asta, el m-a angajat să o caut pe Anastasia. Am găsit o pistă. Am mers în acel oraș, am consultat toate arhivele. În acea perioadă, mai multe femei de aceeași vârstă au solicitat pașapoarte noi, declarând pierderea documentelor. Desigur, nimeni nu-și mai amintea cine erau, dar pașapoartele au fost eliberate tuturor. Au fost 13 femei în total. Am verificat 10 dintre ele, unele, din păcate, nu mai sunt în viață, altele s-au mutat în alte orașe. Pe cele pe care am putut, le-am găsit. Vladimir a scos un dosar voluminos din servieta sa. Acum, trebuie ca Dima Evgenievici să se uite la ele. Poate una dintre ele este Anastasia lui. Atunci, ce mai așteptăm? Hai să mergem. Ecaterina s-a ridicat de pe scaun și aproape că și-a vărsat ceaiul pe ea. Să mergem! Au mers pe coridor spre salon. Și celelalte trei? Nu am avut timp, dar toate sunt aici, în Moscova. Asta ușurează căutările. Dacă niciuna dintre cele pe care le voi arăta acum lui Dima Evgenievici nu este Anastasia lui, vom căuta aici. Minunat! Ecaterina a deschis ușa salonului și s-a apropiat încet de pacient. El nu dormea, se uita direct la ea. Buzele lui Dima Evgenievici s-au mișcat și a spus din nou numele Anastasiei. Bună ziua, Dima Evgenievici, cum vă simțiți? Vladimir s-a apropiat de patul pacientului și s-a așezat pe scaun. Am găsit câteva femei, ați putea să le priviți. Dima a dat din cap și chiar a reușit să ridice puțin mâna dreaptă, probabil voia să ajungă singur la fotografii. Vladimir a deschis dosarul și a început să-i arate fotografiile pe care el și subalternii săi le-au obținut din arhive și birourile de pașapoarte. Pe măsură ce i arăta fotografiile, Vladimir îi explica lui Dima Evgenievici cine erau aceste femei și unde au fost găsite. Aceasta este Maria Ivanovna, locuiește acum în Sankt Petersburg. Aceasta este Olga Petrovna, s-a mutat la Vladivostok. Dima Evgenievici privea atent fiecare fotografie, dar nu arăta nicio reacție. În cele din urmă, Vladimir a ajuns la ultima fotografie din dosar. Aceasta este Tatiana Nicolaevna, locuiește în Moscova. Ultima dintre femeile pe care am reușit să le găsim până acum. Dima s-a uitat lung la fotografie, apoi a dat din cap încet. Nu, nu e ea, a spus Ecaterina, traducând gestul lui pentru Vladimir. Așadar, rămân cele trei femei pe care nu am reușit încă să le verificăm. Da, a spus Vladimir. Și toate sunt în Moscova. Asta ușurează căutările. Dacă niciuna dintre cele pe care îi le arăt acum lui Dima Evgenievici nu este Anastasia lui, vom căuta aici. Minunat! Ecaterina a deschis ușa salonului și s-a apropiat încet de pacient. El nu dormea și se uita direct la ea. Buzele lui Dima Evgenievici s-au mișcat și a spus din nou numele Anastasiei. Bună ziua, Dima Evgenievici, cum vă simțiți? Vladimir s-a apropiat de patul pacientului și s-a așezat pe scaun. Am găsit câteva femei, ați putea să le priviți. Dima a dat din cap și chiar a reușit să ridice puțin mâna dreaptă, probabil voia să ajungă singur la fotografii. Vladimir a deschis dosarul și a început să-i arate fotografiile pe care el și subalternii săi le-au obținut din arhive și birourile de pașapoarte. La fiecare fotografie, Dima Evgenievici dădea de din cap negativ. Ei bine, vom continua căutările. Poate merg pe o pistă greșită, dar aceasta este singura urmă pe care o avem deocamdată. Dima Evgenievici a dat din cap aprobator și s-a rezemat pe pernă. El este obosit, a spus Ecaterina, aranjând cu grijă pătura. Să-l lăsăm să se odihnească, te conduc eu. Vladimir s-a ridicat, și-a luat rămas bun și a ieșit din salon. Mă întorc imediat și vom mânca. Ascultă, Ecaterina, Vrei să mergem mâine împreună pe la aceste adrese? Aș vrea, dar nu pot. Cum rămâne cu Dima Evgenievici? Ei bine, nu stai cu el non-stop. Ba da, stau non-stop, am o targă în salon. Oho, păcat! Voi încerca să găsesc pe cineva să mă înlocuiască pentru o zi. Minunat, s-a bucurat Vladimir. Atunci, trec pe la tine pe la nouă. E bine? Da, perfect. S-au despărțit călduros. Vladimir a plecat să-și rezolve treburile, iar Ecaterina s-a întors în salon la Dima Evgenievici. Vladimir a propus să mă alătur căutărilor, spunea Ecaterina, hrănindu-le pe pacient cu supă. Dacă nu aveți nimic împotrivă, voi găsi pe cineva să mă înlocuiască pentru mâine. Dima Evgenievici a dat din cap aprobator. Minunat! Acum să mâncăm, să facem masajul și apoi voi vedea cine mă poate înlocui. După ce au terminat toate procedurile, Ecaterina a ieșit din salon și a sunat-o pe Svelana. Svelana, poți să ai grijă de Dima Evgenievici mâine. Trebuie să plec. Sigur, nicio problemă. Sunt uimită că nu te-ai desprins de el. Cât timp ai stat cu el, nu ai ieșit niciodată afară. Așa este, a oftat Caterina. Mulțumesc. Poți veni la nouă dimineața? Desigur. Dar știi, este ziua mea liberă. Îți rămân datoare. Neapărat. Noaptea, Ecaterina a avut dificultăți să doarmă, gândindu-se la povestea lui Dima Evgenievici pe care eu povestise Vladimir. Să iubești atât de mult pe cineva încât să-ți amintești toată viața de acea persoană și să nu te mai căsătorești niciodată. Cine era ea? De ce a fugit în ziua anunții? Cum a fost viața ei? Și dacă o vor găsi, va dori ea să-și reînvie trecutul și să-l întâlnească pe fostul logotnic. A adormit abia spre dimineață și pentru puțin timp. La șase a sunat alarma, începând procedurile de dimineață care nu puteau fi ratate. La fără cinci nouă, Svelana a intrat în salon. Hai, fuci! Mulțumesc, Svelana, mă gândeam că ai uitat. Nici vorbă, am așteptat autobuzul aproape o oră. Ai idee cât timp vei lipsi? Nu știu exact. Voi suna. Bine. Ecaterina a ieșit repede din salon, s-a schimbat și a coborât în holul spitalului. Salut! Vladimir a zâmbit larg și a scos un buchet de margarete de după spate. Astea sunt pentru tine. Mulțumesc. Ochii Caterinei s-au umplut de lacrimi. Hei, ce s-a întâmplat? Sunt florile preferate ale mamei mele. Aproape că nu mă amintesc de ea. A murit când aveam cinci ani. Dar îmi amintesc margaretele. Eram mereu pe masă. Rupiam petalele, iar mama mă certa pentru asta. Și părinții mei au murit de vreme. Au murit într-un accident de mașină. M-a crescut bunica. Ai avut mai mult noroc decât mine, a zâmbit triste Caterina. Am crescut la orfelinat. Dar tatăl tău? Nu l-am avut niciodată. Îmi pare rău. Nu-i nimic, am avut o doamnă îngrijitoare minunată. Să nu vorbim despre lucruri triste. Cu ce începem? Mergem la arhivă și cerem dosarele celor trei femei rămase. Dar îți vor da informațiile așa ușor. Am lucrat în poliție. Am câteva legături vechi. Un prieten va face cererea oficial. Noi doar vom lua informațiile. Bine. Au petrecut aproape două ore în arhivă găsind documentele eliberate femeilor în locul celor pierdute. Mai rămânea să afle unde locuiesc acum. Și dacă s-au căsătorit de mult și și-au schimbat numele. Ar trebui să fie în registrări oficiale. Vom verifica și asta. Vladimir a făcut câteva apeluri, apoi s-a apropiat de Ecaterina care aștepta pe o bancă. Avem timp să mâncăm ceva. Când primesc toate informațiile, Mergem pe la adrese. Minunat, nu am apucat să iau micul dejun. Vladimir a ajutat-o să urce în mașină, i-a închis ușa și s-a așezat la volan. Am văzut un mic cafea în apropiere. Îți place să mâncăm acolo? Sigur, nicio problemă. Ecaterina stătea lângă Vladimir și simțea energia puternică a acestui bărbat. Când își ridica ochii, privirile li se întâlneau și el zâmbea, iar ea își întorcea privirea. Uite, am ajuns. Vladimir a parcat lângă o cafenea liniștită și primitoare. A ajutat-o pe Ecaterina să coboare din mașină, a luat-o de mână și au intrat în cafenea. Ce vrei să mănânci? Aș mânca cu plăcere prăjitura asta și un ceai de mentă. Nu, așa nu merge. Avem mult de lucru astăzi. Trebuie să ne hrănim bine. Ce zici de șnițel și salată? Doar salată, nu mănânc carne. Ești vegetariană? Nu, dar nu am găsit niciodată un șnițel bine gătit. Doar doamna îngrijitoare, care mă lua uneori acasă, știa să-l facă delicios. Am înțeles. Deci salate și multe prăjituri. Perfect. Au avut un prânz copios. Ecaterina a mâncat două porții de desert. Tocmai termina ultima bucată când Vladimir a primit un telefon. Da, am înțeles. Așteaptă puțin, notez. Vladimir a scos un carnet și un pix și a început să facă niște notițe, punând periodic întrebări interlocutorului nevăzut. La naiba, Max, ești mereu la înălțime. Când o să te convin să vii să lucrezi pentru mine? Vladimir a râs, evident la o glumă lui Max, și a închis telefonul. Deci, una dintre femei a plecat în străinătate, dar acum îmi vor trimite o copie a pașaportului. Celelalte două locuiesc în Moscova. Toate informațiile sunt deja pe emailul meu. Trebuie să mergem la spital și să-i arătăm pe cele rămase lui Dima Evgenievici. Tu cum ești? Să mergem trebuie să o eliberez și pe Svelana. Să mergem. Au ajuns rapid la spital, Ecaterina a mers să se schimbe, iar Vladimir s-a dus direct în salonul lui Dima Evgenievici. În timp ce Ecaterina se schimba și asculta miustrările verei despre neîndeplinirea sarcinilor, a durat ceva timp până a ajuns în salon, întâlnind-o pe Svelana pe drum și mulțumindu-i pentru ajutor. A deschis ușa salonului și s-a ciocnit de pieptul lat al lui Vladimir. Dacă el nu ar fi prins-o, ar fi căzut, lovindu-se de masa de muști. Hei, nu te grăbi așa, îți vei sparge nasul. El a împins-o ușor în afara salonului și a închis ușa. Toate sunt greșite. Se pare că nu aceasta este pista pe care trebuia să o urmăm. Trebuie să începem totul de la zero. Atâta timp pierdut. Nu te descuraja. Sunt sigură că o vei găsi. Sigur, și cazuri mai grele au fost rezolvate, niciun om nu poate dispărea pur și simplu. Întotdeauna există cineva care știe unde este. Păcat că nu pot să te ajut. Trebuie să plec pentru câteva zile, voi vorbi cu toți cei care mai sunt în cămin, să vedem dacă cineva își amintește de această pereche. Mult noroc, Vladimir! Vladimir a zâmbit când ea i-a spus numele atât de personal. O să-mi fie dor. A aranjat o buclă care ieșise de sub batic. Și mie. Ecaterina s-a ridicat pe vârfuri și l-a sărutat pe obraz. Scuze! Mi-a plăcut. El a mângâiat-o ușor pe obraz. La revedere! La revedere! Ascultă, Ecaterina, dăm numărul tău te voi ține la curent, iar tu îi vei transmite informațiile lui Dima Evgenievici. Desigur. Fata i-a dat numărul și a intrat în salon. Dima Evgenievici își revenea încet. Desigur, mai era mult de muncă, dar el a reușit să ridice singur mâna dreaptă. Chiar dacă doar puțin, era un mare progres. Trebuia să învețe din nou să vorbească, să meargă, să se descurce singur, dar faptul că funcția motorie se recupera treptat nu era pus sub semnul întrebării. Vladimir a sunat seara. Dormi? Nu, tocmai am terminat masajul. Acum Dima Evgenievici are ședință cu logopedul. Face progrese mari. Deja scoatem unele sunete. Minunat! Deocamdată nu am rezultate. Mâine merg la firma de construcții îți vine să crezi, încă funcționează. Sper să găsesc pe cineva dintre vechi angajați. Și vreau să merg la oficiul stării civile. Dacă acolo sau în arhivă este încă pașaportul ei, vom avea cel puțin o fotografie, iar asta este un mare pas înainte. De ce nu ai mers direct după pașaport? Nu știu. M-am agățat de noile pașapoarte și am lucrat doar pe această versiune. Atât de mult timp pierdut, prost. Ei bine, sper să ai noroc acum. Știi, mi-e dor de tine. Serios. Și mie mi-e dor. Când vin, trec direct pe la voi. Bine. Noapte bună. Noapte bună. Ecaterina a pus telefonul jos și a zâmbit fericită. A doua zi dimineață tocmai termina să micul dejun cu Dima Evgenievici când a sunat telefonul. Am găsit-o. spune că am găsit-o. Ai găsit-o pe Anastasia? Ecaterina a sărit în picioare și s-a uitat bucuroasă la Dima Evgenievici. Nu, dar am găsit fotografia ei. Îți vine să crezi, acolo încă lucrează o femeie care a fost în aceeași echipă cu ea. Își amintește foarte bine povestea Miresei Fugare ea păstrează toate fotografiile din acea vreme. În două dintre ele este perechea noastră. Mă întorc acum în oraș. Trebuie să trec pe la un vechi prieten, dacă ea este în baza de date, și sunt sigur că este, nu poți trăi fără documente. O vom găsi. Minunat! Când ajungi? Pleacă acum, voi ajunge în oraș în cinci ore, iar pe la voi, diseară. Bine." Ecaterina i-a spus lui Dima Evgenievic situația și-a văzut cum acesta a înviat la auzul veștilor. Foarte bine, acum trebuie să mergem la fizioterapie." Timpul trecea greu. Ecaterina spera ca Vladimir să vină cu vești bune. Chiar înainte de cină, cineva a bătut la ușă. Da, intrați." Era Vladimir. Părea supărat. Ce s-a întâmplat? Am două vești. Din păcate, Anastasia Vladimirovna a murit acum cinci ani și jumătate. Ecaterina s-a uitat la Dima Evgenievici, care murmura incoerent și plângea. Așteaptă, nu e totul, a spus nervos Vladimir. Anastasia a avut o fică și, judecând după data nașterii, ar putea fi fica dumneavoastră. Ce? Dima Evgenievici se uita uimit la Vladimir. Mâinile îi se mișcau, strângea și deschidea pumnii, ochii îi străluceau, respira greu. Ecaterina i-a pus masca de oxigen. Liniștește-te, liniștește-te, îți voi da un calmant. Ecaterina a scos o seringă și i-a făcut o injecție. Nu poate fi atât de agitat, riscă un alt accident vascular cerebral. Îmi pare rău, dar trebuia să-i spun. Totul e în regulă. Dimai Vgenievice a dormit. Tinerii au ieșit pe coridor. Nu înțeleg, el a declarat-o dispărută. De ce nu au putut să o găsească? Nimeni nu a căutat-o. În arhivă există într-adevăr un dosar, dar a fost închis fără a fi început vreodată. Totul era simplu. În opinia închetatorilor, fata pur și simplu a fugit de la un logotnic nedorit. În esență, așa a fost. Fata nu era proastă, și-a schimbat nu doar numele de familie, ci și prenumele. Nu știu ce motive au împins-o să facă acest pas, dar dacă nu ar fi fost asta, am fi găsit-o de mult. Și acum ce? Acum totul depinde de Dima Evgenievici. Dacă el va dori să continui căutările fiicei sale, sunt sigur că este fica lui. Nu, desigur. Dar pentru asta există testul ADN. Poate că Anastasia a fugit de Dima, aflând că era însărcinată, și, cel mai probabil, nu cu el. Dar dacă există cea mai mică șansă să aflăm asta, și dacă însuși Dima Evgenievici va dori asta, o voi face. Ecaterina se uita cu tandrețe la bărbatul de lângă ea. Era atât de curajos, dar în același timp foarte bun. Ascultă, Ecaterina! hai să bem o cafea. Aici e o cafea groaznică, râse Caterina, nu sunt sigură că îți va plăcea. Tot personalul glumește că cafeaua aici e așa de rea ca să nu ne relaxăm. Atunci așa, mă duc să aduc o cafea bună, iar tu îmi spui ce ai făcut fără mine. E bine? E bine. Vladimir plecă. Ecaterina rămase să stea lângă pervazul ferestrei din coridor și să viseze. Îi plăcea foarte mult Vladimir, mai ales când era lângă ea și mai ales când o atingea din întâmplare. Simțea fiori pe piele de fiecare dată. Ar fi vrut ca acele atingeri să dureze mai mult. Dar Ecaterina nu avea experiență în relațiile cu bărbații. Se temea să nu pară o proastă neexperimentată sau, din potrivă, să nu pară că se agață de gâtul lui, așa că încerca să se poarte distant, ca și cu un prieten. Vladimir se întoarse după vreo 15 minute. Ține! Mulțumesc mult! Ascultă, ce prognostic are Dima Evgenievici? Cât de repede se va recupera? Nu există prognostic. Unora le ia doar câteva luni, altora ani. E sigur că nu va mai putea trăi viața de dinainte. Sistemul lui motor nu se va recupera complet. A fost în comă și a avut un accident vascular cerebral, care au avut consecințe irreversibile. Cei mai buni medici lucrează cu el. Logopetul defectolog spune că vorbirea se va recupera complet. Și ceilalți fac cele mai bune previziuni. Va putea să meargă, să vorbească, dar probabil nu va putea să conducă mașina sau să facă sport. Mă tem că nu a condus-o niciodată. Are șofer personal pentru asta, zâm Vladimir. Cum se numește fica Anastasiei? E tiza ta, tot Caterina o cheamă. Dacă Anastasia a murit după cinci ani, unde e acum fata? Am făcut o cerere la centru de protecție. Mâine voi primi toate datele din arhivă. Cred că nu va fi greu să găsesc fata, acum deja o tânără. Înțeleg. Vladimir, Trebuie să plec, trebuia să avem cină de mult, trebuie să-l hrănesc pe Dima Evgenievici. Da, desigur. Vladimir se uită în ochii Ecaterinei, apoi se aplecă și o sărută încet pe buze. A fost atât de neașteptat și atât de plăcut, mâinile ei s-au așezat automat pe umerii lui, încercând să-l apropie mai mult de trupul ei. Vladimir o îmbrățișă de talie, limba lui pătrunse în gura ei și începu acolo dansul lui misterios. Ecaterina pur și simplu se neca în emoțiile care o copăleșeau și, dacă Vladimir nu ar fi ținut-o, ar fi căzut cu siguranță. Vladimir se retrase brusc de la ea, iar ea rămase singură, ca și cum i-ar fi fost ruptă o parte din suflet. Deschise ochii și văzu cum Vera se uita la ei cu reproș. Aici este un spital, Ecaterina, și sunteți la muncă, dacă ați uitat. Scuzați-mă, el deja pleacă. Scuzați-mă, nu am putut să mă abțin să nu sărut colega dumneavoastră. Vladimir sânge larg și îi făcu cu ochiul Ecaterinei, fără a o mai deranja. Se întoarse și se îndreptă spre ieșire. Ecaterina, scuzându-se din nou, se strecură în salon. Zâmbea când îl hrănea pe Dima Evgenievici. Zâmbea când îi schimba așternuturile, când îl spăla și îi citea ziarul proaspăt, zâmbea când se culca și adormea tot cu zâmbetul pe buze. Se îndrăgostise, asta era tot. Și dacă Vladimir simte același lucru, atunci ea e cea mai fericită fată din lume. Vladimir veni doar după prânz. Ei tocmai citeau despre instabilitatea pieței bursiere împreună cu Dima Evgenievici. O plictiseală mortală dar lui îi era interesant. Era deja un ritual zilnic. Salut tuturor! Vladimir intră și puse pe masă o cutie cu prăjituri. M-am gândit că vouă doi vei ar plăcea să mâncați ceva dulce. Salut! Ecaterina zâmb și se înroș. Acum pun ceainicul. Când băutura aromată a fost turnată în cești, Vladimir începu conversația. Ascultă, Ecaterina, spunem despre tine. Despre mine? Credeam că ai niște noutăți. Ecaterina se uită nedumerită întâi la Vladimir, apoi la Dima Evgenievici. Noutățile pot aștepta, nu e nimic interesant acolo. Nu știu nimic despre tine. Sunt sigur că Dima Evgenievici ar fi interesat să audă povestea ta. Dima Evgenievici în cuvință din cap și aproape zâmbi. Bine, de fapt, nu prea am ce povesti. Am crescut într-un orfelinat. Mama a murit când aveam cinci ani. Am locuit o vreme la vecina noastră, Baba Niura, apoi m-au dus la orfelinat. Nu aveam alți rude, așa că nu a fost vreo întrebare unde să mă ducă. Dar tatăl tău? La un moment dat am crezut că tatăl meu pur și simplu muncește mult, de aceea nu era niciodată prin preajmă dar directoarea orfelinatului mi-a spulberat repede iluziile copilărești. Acolo era greu. Am crescut un copil retras. Mereu mă chinuiau. Educatorii nu mă îndrăgeau și nici eu pe ei. Când mă simțeam rău, mă ascundeam sub pat. Ecaterina zâmb trist și continuă. Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine și ce fel de persoană aș fi devenit dacă nu ar fi fost infirmiera Polina Stepanovna. I-am luat sub aripa ei, îmi dădea dulciul și uneori mă lua chiar la ea acasă. Acolo am înțeles cu adevărat ce înseamnă grija și dragostea unei persoane apropiate. Ea chiar voia să mă adopte, dar nu i s-a permis. Cu câteva luni înainte să împlinesc 18 ani, Polina Stepanovna a murit. Nu știu de ce, dar mi-a lăsat mie apartamentul. Niciodată nu am întrebat, iar ea nu mi-a povestit probabil că, la fel ca mine, nici ea nu avea pe nimeni altcineva. Asta e tot. Am intrat la facultate, la medicină, dar am fost exmatriculată de la locul bugetat și acum lucrez aici ca să-mi pot plăti studiile. Cum o chema pe mama ta? Olga. Aproape că nu mă amintesc de ea. Doar mâinile ei bălânde și vocea când îmi citea povești avea o voce plină de dragoste și tandrețe. Probabil așa vorbesc mamele cu copiilor. Nu ți amintești cum arăta? Când am plecat din orfelinat, mi-au dat o cutiuță, asta e tot ce mi-a rămas de la mama. Acolo erau câteva fotografii, semăn foarte mult cu ea. Dima dintr-o dată o prinse de mână și o trase spre el. Anastasia. Ma. Nu înțeleg. Dar eu înțeleg, spuse Vladimir ridicându-se. Nu știu din ce motive Anastasia Igorevna nu a venit la starea civilă, dar în timp ce mirele o aștepta la altar, ea și-a strâns lucrurile și a plecat în sat la o verișoară de-a ei. După opt luni, i s-a născut o fetiță, Ecaterina. Au trăit puțin în sat, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar s-au mutat aici, au închiriat un apartament, Anastasia și-a găsit de lucru și totul era bine. Dar când fetița abia împlinise cinci ani, Anastasia Igorevna a murit. În somnii s-a desprins un cheac de sânge. Această poveste seamănă foarte mult cu a mea, spuse Ecaterina încet. Nu seamănă. Este povestea ta. Te înșeli. Pe mama o chema Ulga. Și nu am niciun fel de rude îndepărtate. Nu pentru că acea verișoară a murit înainte de aceste evenimente tragice. Ecaterina, ai pomenit de o cutiuță. Unde o ții? Aici. O port mereu cu mine. E în sertarul meu de la camera asistentelor. O poți aduce? Da, desigur. Și tu ai fotografii cu Anastasia. Putem să le comparăm. Asta vreau să fac când Ecaterina se întoarse, Dima Evgenievici stătea deja în fotoliu. Ecaterina se uită la Vladimir. Totul e bine, el însuși a cerut. Oricum trebuie să mergem la proceduri. Vladimir luă cu grijă cutiuța, o deschise, puse deoparte fotografiile fără să se uite la ele și scoase un inel. Ce elegant! Dimaiv vă este cunoscut acest inel. Dima Evgenievici stătea palid, buzele îi tremurau, din colțul gurii îi curgea salivă. Ecaterina se ridică și îi șterse gura cu un șervețel. Dima Evgenievici o prinse de mână și o forță să se așeze lângă el. Vladimir îi întinse inelul Ecaterinei, iar ea, cu mâinile reci tremurânde, puse inelul în palma lui Dima Evgenievici. El îl strânse, închise ochii. Bărbatul plângea, era inelul femei iubite. Timp de 20 de ani, păstrase amintirile despre ea, fără să-și mai poată dărui iubire altcuiva. Alegerea acestui inel îi luase mult timp. De fapt, nu chiar. Știa imediat că doar acest inel ar trebui să strălucească pe degetul final viitoarei sale soții. Dar era scump și a economisit aproape tot salariul câteva luni pentru a strânge banii necesari i-a făcut propunerea Anastasiei pe malul râului, în locul lor secret, unde două salcii, ca și cum s-ar îmbrățișa, se transforma transformaseră în alun. Rădăcinile, în timp, se încolăciseră împreună cu coroana. Acolo mergeau des, toate secretele lor erau păstrate de acele două salci. Ecaterina stătea lângă el și aștepta ca Dima Evgenievici să deschidă ochii. Începea să înțeleagă că misterioasa Anastasia, cel mai probabil, era mama ei. Dar îi era nerăbdare să vadă fotografiile pentru a se convinge de asta. Nu se gândea deloc că Dima ar putea fi tatăl ei. Dima Evgenievici deschise ochii și se uită la Vladimir. Aștepta să continue. Vladimir scoase un dosar din geantă. Foarte încet, așa îi se părea Caterinei, scoase fotografiile și îi le dădu Caterinei. Fotografii din cutiuțele le puse în mâinile lui Dima Evgenievici. Asta e mama mea. Mâinile Ecaterinei tremurau și era pe punctul de a scăpa fotografiile. Dima Evgenievici mângâia fotografia iubitei sale cu degetul mare. Nu mai plângea, doar se uita la fotografia femei iubite și tăcea. Semeni foarte mult cu ea. Când am primit fotografia, Anastasia, nu mi-am putut crede ochilor apoi mi-am amintit povestea ta, că ești orfană. Nu a fost greu să leg faptele. Dar pe mama mea nu o chema Anastasia. În sat a primit pașaport pe numele Olga Petrova. Asta a făcut să fie greu de găsit. Hei, nu vreți să aflați cine sunteți unul pentru celălalt. Ecaterina și Dima Evgenievici se priviră. Dima o prinse de mână, Ecaterina în cuvință din cap. Vladimir ieși din salon și se întoarse cu un tânăr. El va preleva probe pentru testul ADN. De obicei durează câteva zile, dar vom afla rezultatele în aproximativ o oră. După toate procedurile, toată lumea tăcu. Ecaterina studia fotografiile pe care Vladimir reușise să le găsească. Dima Evgenievici strângea în mână inelul prețios. Poate vreți un ceai? întrerupse Vladimir tăcerea apăsătoare. Ecaterina ridică ochii, dar nu se mișcă. Bine, fac eu. Vladimir se ridică, turnă ceaiul răcit în cești și îi întinse o ceașcă Ecaterinei. Hei, ce cu tine? Nu tăcea. Nu-mi vine să cred tot ce se întâmplă. Te înțeleg perfect. La ușă se auze o bătaie. Vladimir ieși și se întoarse cu un plic. Poți să-l deschizi tu? Spuse Ecaterina cu voce tremurândă. Dima Evgenievici, pot. Acesta în și privi spre Ecaterina. Vladimir citi rapid rezultatele, puse hârtia pe masă și se uită la bărbat și la fată. Din păcate, nu am putut să o găsesc pe Anastasia, dar cu o precizie de 99% pot spune că v-am găsit fica. Mai exact, ea v-a găsit pe dumneavoastră chiar mai repede decât am făcut-o eu. Dima Evgenievici întinse mâna spre Ecaterina, iar ea izbucni în plâns și îl îmbrățișă pe tatăl ei. Bărbatul în scaun cu rotile și fata plângând la picioarele lui era o imagine care îl făcu pe Vladimir să lăcrimeze. Tată, tăticule, cât am visat în copilărie să vii și să mă iei de la orfelinat. Te așteptam în fiecare zi, iar tu nici nu știai că exist. Fică. Aceste cuvintele rosti cu mare dificultate, dar erau cele mai prețioase. Gata, ajunge cu lacrimile, ar trebui să vă bucurați, nu să plângeți. Vladimir o ajută pe Ecaterina să se ridice și o așeze lângă tatăl ei. Munca mea s-a terminat. El în cuvință spre Dima Evgenievici. Cred că aveți nevoie de timp să vorbiți între voi. Ecaterina, mă conduci. Desigur. Ecaterina se ridică, strânse mâna tatălui ei pe care o ținuse în mâinile sale, și ieși cu Vladimir pe coridor. Nu sunt sigur că e locul și momentul potrivit, dar aș vrea foarte mult să te invit la o întâlnire adevărată, și de preferat în afara acestui spital. Ecaterina zâmbi, îl sărută pe obraz pe Vladimir. Cum va fi mai bine pentru tata și voi putea să-l las singur, cu siguranță voi ieși cu tine la o întâlnire. Și nu doar una. Vladimir o îmbrățișă și o sărută pe buze. Te voi aștepta. Pot să te sun? Obligatoriu. Atunci du-te. Te voi suna diseară. Te voi aștepta. Ecaterina se întoarse și se duse în salon. Ea și tatăl ei aveau nevoie de mult timp să se cunoască. Au petrecut o seară foarte grea pentru amândoi. Dima o forță pe fica lui să-i povestească toate detaliile vieții ei cu mama și la orfelinat. Ea, punând întrebări, a aflat multe despre mama ei și despre timpul când ea și Dima erau tineri și fericiți. Amândoi încă nu înțelegeau de ce Anastasia fugise atunci, fără a ajunge la starea civilă, unde o aștepta iubitul ei. Făceau presupuneri și apoi le respingeau. Dacă nu ar fi fugit atunci, toată viața lor ar fi fost diferită. Dimineața, Vladimir sosi cu cafea fierbinte. Mira dor de tine, spuse el, întinzându-i un pahar fierbinte. Ai grijă, e fierbinte. Mulțumesc! Ecaterina se înroși din nou și privi în podea. Ați reușit să vorbiți puțin cu tata? Da, am vorbit. E greu să vorbim când doar eu pot să vorbesc, dar el a răspuns la toate întrebările mele. Totuși, nu am înțeles de ce mama a plecat atunci, de ce nu i-a spus tatălui că aștepta un copil. Și am trăit aici aproape patru ani după mutare, putea oricând să-l întâlnească poate nu știa că și el s-a mutat aici. Oricare ar fi fost motivele ei. Nu contează. Important e că după atâta timp v-ați găsit. Știi cine este Dima Evgenievici? Am înțeles că are o firmă de construcții. O firmă de construcții cu filiale în toată țara. Este un om foarte bogat. Și tu ești singura lui moștenitoare, din câte știu. Dar Inesa? Uite de ea. A apărut măcar odată la spital după ce din Evgenievici și a revenit. A fost odată. Îți amintești că ți-am spus de o conversație auzită? Uite de ea. Puțin probabil să mai apară. De ce îmi spui asta, Vladimir? Vreau să înțelegi ce povară ai pe umeri. Acum viața ta va fi sub microscopul jurnaliștilor. Toți vor începe să te discute. Vor spune că fica milionarului a apărut doar când tatăl ei era pe moarte. Vor fi cei care vor încerca să-ți facă viața uniat. Și vor fi mulți prieteni noi care nu vor fi interesați de tine, ci de averea ta. Vreau să fii pregătită pentru asta, altfel te vor zdrobi. Nu mă vor zdrobi, pentru că te am pe tine. Vladimir oprivi cu tandrețe pe Ecaterina și o îmbrățișă. Scumpa mea, hai să mergem. Trebuie să vorbesc cu Dima Evgenievici, apoi te voi lua la prânz. Vladimir petrec o oră în salon, ești foarte mulțumit. I-am cerut bine binecuvântarea tatălui tău. Nu prea te înțeleg. Te iubesc, vreau să fi soția mea. Sau ești împotrivă? Ecaterina îl privi cu dragoste pe Vladimir și clătină din cap. Și eu te iubesc răspunse Ecaterina. Minunat! De îndată ce tatăl tău se va însănătoși, ne vom căsători. Dar acum, hai să mergem. Ți-am promis un prânz delicios. Cu tatăl tău va sta svelana. Iar după prânz te voi duce la casa tatălui tău. Te așteaptă acolo. Cine? Cineva este acolo. Întregul personal care așteaptă noua lor stăpână. Trebuie să pregătim casa pentru venirea lui Dima Evgenievici. Sunt sigur că te vei descurca. Ecaterina dădu din cap, deși era convinsă că nu se va descurca deloc. Aceasta nu era o casă, era un palat. Abia în a treia zi Ecaterina Vladimirovna, așa cum toată lumea îi spunea acum, reuși să parcurgă toată proprietatea tatălui ei toți erau foarte bucuroși că fiica stăpânului se mutase în casă. De la menajeră până la grădinar, toți încercau să-i facă pe plac. Ecaterina pleca în fiecare dimineață la spital la tatăl ei, iar după amiază se întorcea să verifice cum mergea pregătirea camerei pentru el. Bună tuturor! Ecaterina intră în hol, salutând obișnuit pe menajeră, care, zâmbind, se retrase rapid într-o altă cameră, — Interesant, cine o fi? De pe canapea se ridică Inesa. Ecaterina nu o observase imediat. Oh, — O, dar uite cine e! — O veche cunoștință. — Nu mă așteptam. — Te gândești să-l iei pe el de partea ta? — Ce, proasto, crezi că doar pentru că îi ștergi fundul, îți va lăsa o bucată mai grasă? Am pierdut cinci ani din viață pentru bătrânul ăsta. Și el, nenorocitul, nu mi-a lăsat nici măcar o mașină de doi bani. Plecați, nu voi vorbi cu voi. Ce-ți imaginezi, fetițo? Pleacă de aici. Nu am de gând să plec nicăieri, eu locuiesc aici. Dar tu cine ești? O infirmieră care s-a gândit să profite de resturile de pe masă? Inesa aproape că țipa, în timp ce Caterina era foarte calmă. Aceasta este casa mea, Dima Evgenievici este tatăl meu și aici nu sunteți binevenită. Ce? Ines a început să aibă o criză de nervi. Râdea ca o nebună, uitându-se la Ecaterina cu ochi sălbatici, cu pupilele dilatate de furie și indignare. Și bătrânul ăsta a crezut poveștile tale. Ha, nu ești deloc proastă! Nu sunt povești. Dar nu am de gând să vă explic nimic plecați sau chem poliția. Voi pleca. Dar să știi că mă voi întoarce. Vom vedea, murmură Ecaterina după ce ușa se închise în urma fetei. Câteva zile mai târziu, Dima Evgenievici fu transportat acasă. Un întreg personal medical fusese angajat pentru a-l asista non-stop în cursul recuperării. Ecaterina reveni la facultate, de data aceasta la specializarea pe care și-o dorise acum avea posibilitatea să studieze ceea ce voia cu adevărat. Vladimir era un oaspete frecvent în casa lor, petreceau mult timp discutând cu tatăl ei, care făcea progrese mari. Vorbirea se recuperase aproape complet, putea să mănânce singur și mobilitatea picioarelor începea să revină. Într-o seară, Ecaterina îi ceru tatălui ei să-i povestească despre cum îi făcuse cererea în căsătorie mamei ei. Peste trei luni, ea și Vladimir aveau un nunta planificată și Ecaterina dorea foarte mult să știe cum se pregătise mama ei pentru acest moment. Tatăl ei îi povesti despre cum s-au cunoscut, cum o curtea pe fata amuzantă din clasa paralelă, cum ea îl refuza mereu până când în cele din urmă realiză că și ea îl iubea și despre cum a economisit bani pentru inelul de logodnă. Ecaterina îi înapoie inelul tatălui ei, ca ultima amintire despre mama ei. El îi povesti despre locul lor secret, unde cerul se întâlnea cu pământul, și îi promise că o va duce acolo unde crescuse mama ei, și că vor merge împreună pe la locurile lor preferate. Împreună au mers la mormântul mamei. Tatăl își mângâia mult timp crucea cu fotografia ei și tăcea. Ești cel mai frumos, dar pe care ea mi l-a putut oferi. Sunt foarte fericit că te-am găsit. Tatăl își șterse o lacrimă și eu sunt foarte fericită că te-am găsit. Ecaterina îl îmbrățișă și împreună, cu pași lenți, pentru că tatălui de era încă greu să se deplaseze singur, se îndreptară spre mașină. Am o surpriză pentru tine, spuse vesel Vladimir, privind-o cu subînțeles pe iubita lui. Ce fel de surpriză! Tatăl tău m-a rugat să te duc în orașul unde s-a născut și a crescut mama ta. Vrei? El promisese să facă asta personal. Se supără Ecaterina ca o fetiță. Știi bine că momentan nu poate călători pe distanțe atât de mari. Deci, mergi. Merg. Soarele îi bătea direct în ochi. Ecaterina își strângea ochii și îi ferea. Hai, ce stai acolo? Tu ești în Adidas, iar eu sunt pe tocuri, se plânse Tandru Ecaterina urmându-le pe Vladimir pe malul râului. Și de ce suntem aici? Așteaptă, vei vedea. Vladimir să reagil peste o rădăcină. Hai, vino la mine, te ajut. El privi în telefon. Mai avem puțin. Mergem după GPS? Se miră Ecaterina. Aproape. Gata, închide ochii. Ecaterina închise ascultătoare ochii și se încredință iubitului ei, care o conducea cu grijă și tandrețe undeva. Gata, deschide ochii. Ecaterina deschise ochii și rămase fără grai. Se afla într-o peșteră verde, despre care îi povestise tatăl ei. Locul rămăsese neatins de civilizație. Doar pe trunchiurile copacilor se vedeau câteva inscripții. Che plus ser, de plus u egal -le. Doamne, aici i-a făcut tata cererea mamei, șopti Ecaterina, privind în jur. Dragă mea, Ecaterina se uită la Vladimir, care stătea într-un genunchi și îi întindea o cutiuță. Vrei să fii soția mea? Știu că deja ai acceptat să mă faci cel mai fericit om din lume, dar vreau să-ți fac cererea în căsătorie cum se cuvine. Ecaterina deschise încet cutiuța pe o perniță de catifia se afla un inel foarte asemănător cu cel al mamei ei, doar că piatra era de altă culoare. L-au făcut după modelul inelului pe care l-ai returnat tatălui tău. Îți place? Nici nu-ți poți imagina cât de mult. Mulțumesc, dragul meu. Asta înseamnă da? Da, înseamnă da. Ecaterina îl îmbrățișă pe Vladimir și îl sărută pe buze. Și te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc. Două luni mai târziu, Mirele stătea lângă mașină și era nervos. Mireasa întârziase deja cu cinci minute. Dima Evgenievici, poate mergeți să vedeți de ce întârzie. Nu te îngrijora, va ieși imediat. Mireasa trebuie să întârzie puțin. Poate ar trebui să merg eu? Stai pe loc nu va fugi nicăieri. Răspunse viitorul socru cu un strop de tristețe. Stăteau lângă limuzină și se uitau la ușă. Pe trepte, personalul era aliniat în șir. Erau fericiți pentru fica stăpânului, de care se atașaseră deja. Din ușă ieși menajera și se îndreptă rapid spre bărbați. Ce stați aici, Dima Evgenievici? Fica vă așteaptă de zece minute să o conduceți la mire. Oh, doamne, am uitat complet! Dimaevgenievici șchiopăta ușor, umbla cu un baston, dar în acea zi îl lăsase deoparte. Dispăru în cadrul ușii și, în scurt timp, apăru un cuplu frumos. Tatăl și fica mergeau pe covorul roșu spre limuzină. Ochii lui Dimaevgenievici străluceau de lacrimi de bucurie. Când o văzu pe Ecaterina în rochie de mireasă, își imagină o altă femeie care semăna leit cu mireasa. Mama ar fi fost foarte mândră de tine, draga mea. Știu, tata. Sunt sigură că te-a iubit foarte mult. Și eu am iubit-o. Tatăl îi dădu fiica viitorului ei soț, care radia de fericire la vederea miresei. Te iubesc, draga mea, șopti el în mașină. Și eu te iubesc, că-i șopti ea înapoi. Mulțumesc, iubito! pentru ce? Zâmbie Caterina. Pentru că nu te-ai temut de fericirea ta. Doi ani mai târziu, pe peluza casei lor, un copil mic și vesel mergea de către bunicul său, bolborosind în limba lui de copil. Hai, hai, dacă mama vede că i-ar ai dat jos rochia, mă va certa. Fetița râse vesel și târ rochița către bunicul ei. Cum e mica noastră Anastasia? Ecaterina, ieși din casă cu pahare de limonadă. Minunat, ne-am dezbrăcat iar. Ei bine, puțin bronz nu ne va strica.